pe care vă rog să vă concentrați. Sper să vă amuzați, măcar puțin. Iar totul se învârte în jurul anumitor întrebări. Spre exemplu, de ce întrebări trebuie să ne punem noi atunci când vrem să ne alegem o platformă e-commerce? În cazul de față avem aici ce este o platformă e-commerce. Dacă doriți să vindeți în mediul online, o să aveți, sunt foarte mari șanse să aveți nevoie de o platformă e-commerce. O platformă care, pe lângă faptul că o să vă permită să gestionați tot stocul de produse și așa mai departe, trebuie să vă permită multe alte lucruri. Bineînțeles, să... Microfon. Microfon? Da. O să... mai bine? Să vă administrați cât mai mult din afacerea dumneavoastră în mediul online. Deci, practic, decizia de a alege platforma e-commerce potrivită trebuie să fie o categorie foarte importantă din planul de afaceri. Și aici o altă întrebare suplimentară ar fi de ce am nevoie de o platformă e-commerce? Astea sunt, eu știu, întrebările pe care le pot avea unii oameni care au anumite afaceri online și au făcut anumite planuri și nu e nevoie să am eu o platformă e-commerce, pot să fac totul manual. E un răspuns pe care îl aud, nu numai de la români. Deci, aș spune că în primul și în primul rând trebuie să aveți o platformă e-commerce pentru că asta vă scapă de șef de genul celui din Dilbert, dacă îl cunoașteți, care vine tot timpul cu idei de genul acesta. Planul nostru este să inventăm ceva ca să ne permită să vindem acest produs tuturor celor care vor să cumpere. Cei care nu-l cunosc pe Dilbert ar trebui să-l cunoască pentru că știe foarte, foarte multe despre cum se întâmplă lucrurile în lumea asta a marilor corporații. De cele mai multe ori, oamenii nu au nicio idee. Asta și reprezintă șeful de aici. Și de asta ar trebui ca cel care reprezintă departamentul de marketing, asta ar trebui să fie primul reflex. Dacă șeful lui vine o idee, domnule, ar trebui să vindem și noi ceva online, orice nu contează, inventăm acum pe loc, hai să cumpărăm o platformă e-commerce, acest lucru o să ne ajute. Trebuie să țineți în schimb, trebuie să aveți în vedere faptul că această platformă, pe lângă administrarea tuturor produselor, trebuie să vă permite să automatizați cât mai multe activități. Următoarea întrebare ar fi ce înseamnă SEO. Am văzut deja, au fost anumite prezentări și eu am lăsat aici doar o plăcintă, pentru că, na, câinii plac plăcintele. Iar aici este o plăcintă care să ne arate nouă faptul că SEO este evident foarte important și platforma noastră de e-commerce trebuie să țină cont de toate lucrurile pe care le putem face noi din punct de vedere SEO, dar nu trebuie să fie singura modalitate de promovare a unui site. S-a spus mai devreme despre o campanie de, eu știu, AdWords, dacă site-ul este la început. Această plăcintă reprezintă un site care este un site e-commerce tot la început și la care, evident, putem să vedem că avem, mă rog, traficul direct, traficul care vine în urma unor campanii de afiliere, iar această partea galbenă din plăcintă provine dintr-o campanie de display. Lucru foarte important fiind aici, pe lângă toate principiile de SEO care au fost enunțate, sunt acelea că atunci când se discută despre bugetul campaniilor de e-marketing, nu trebuie să aibă în vedere doar partea de SEO, ci trebuie pur și simplu să dezvolte un plan care să țină cont de toate categoriile care ar putea să aducă trafic și după aceea trafic calificat, bineînțeles, pe site-ul respectiv. Iar dacă cineva se gândește că ar trebui ca această plăcintă să fie făcută, eu știu, numai din ingredientele său, ar trebui să ne gândim că plăcintele, cel puțin în domeniul marketingului online, sunt foarte bune atunci când au mai multe ingrediente, nu unul singur. De asta am pus această întrebare aici, că dacă vă plac aceste plăcinte făcute doar din SEO, s-ar putea să vă doară burta la un moment dat, adică s-ar putea, eu știu, să vină Google cu un alt algoritm și să dispară plăcinta care va aduce traficul. Și de asta SEO nu ar trebui, practic, să fie singura modalitate de promovare. Am uitat să menționez că dacă aveți întrebări sau comentarii sau orice, puteți să mă întrerupeți oricând. Iar acum ajungem la o altă întrebare, și anume, care este cea mai bună platformă de e-commerce? Pentru că, în general, clienții asta vor să știe. Care este cea mai bună platformă e-commerce? Eu vreau pe cea mai bună, pur și simplu pe cea mai bună. Iar desenul de aici este pus pur și simplu ca să ne arate... Nu știu dacă știți sau dacă ați auzit de Calvin and Hobbes. Ideea este că întrebarea fiind aici, de unde anume vin copiii? Răspunsul la această întrebare este că vin din Taiwan. Pentru că asta scrie pe tricoul acelui copilaj. Așa și aici, cea mai bună platformă nu cred că există, ci există pur și simplu anumite platforme care pot să fie personalizate de ce anume își dorește consultantul de marketing sau consultantul SEO. Asta însemnând că nu este atât, atât de importantă, să spunem, neapărat platforma e-commerce, ci echipa de programare din spate, care poate să modifice, dacă aveți programator bun, pot să modifice platforma exact așa cum vă doriți, dacă ne referim acum la partea de SEO. Evident că o platformă ar trebui totuși să integreze anumite funcționalități esențiale pentru un plan de afaceri corect, și anume modurile de plată online, partea de SEO am discutat deja, o structură flexibilă care să ne ajute să schimbăm, pentru că, în general, un site ar trebui schimbat și ar trebui testat, ar trebui să ne jucăm cu designul lor de câte ori vrem, deci nu să păstrăm, eu știu, un design o veșnicie. Și, și mai important, aș spune, partea asta de raportare complexă, și anume, eu știu să pot vedea în orice secundă care este stocul meu, dacă a fost consumat, dacă mi-a adus suficient de mulți bani, dacă există anumite probleme într-o anumită parte. Toată această parte de raportare ar trebui, de fapt, să fie analizată de la început, încă dinainte de a se alege această platformă e-commerce. În primul și în primul rând, eu știu să spunem la capitolul sfaturi, ce anume ar fi important la o platformă e-commerce ar fi să fie open source. Pentru că dacă este platformă open source, asta înseamnă că există mulți programatori care lucrează pe ea, și dacă există vreun bug sau dacă există vreo problemă, există o probabilitate foarte mare să se găsească rezolvarea la această problemă prin faptul că este open source. În general, dacă este, eu știu, o platformă custom, de cele mai multe ori nu există o documentație și dacă se întâmplă să pice ceva, nu se știe, sau petrece foarte, foarte mult timp, să zicem, ca să se găsească o soluție. Un alt lucru bun ar fi să fie, evident, intuitivă, și de asta și spuneam că ar fi ideal să obțineți atunci când cumpărați o platformă e-commerce și o parte de mentenanță. Tocmai pentru a înțelege cum funcționează ea și ce ar trebui, practic, să modificați dacă vreți să, eu știu, fi schimbat structura, să o faceți să fie mai flexibilă sau să o adaptați nevoilor voastre. Aici este o umbră. Întrebarea era care e cea mai bună platformă e-commerce pentru SEO. Este oarecum o întrebare, o oglindă cu întrebarea de la întrebarea 3. De asta aici avem de bebeluși care se luptă ca să fie unul dintre ei cei mai buni. Și, din nou, revin la același punct. Nu avem, practic, o platformă e-commerce ideală pentru partea de SEO. Avem mai multe opțiuni. Avem, eu știu, Magento, OpenCart, PrestaShop, Shopify. Multe dintre acestea pot să funcționeze dacă există programatori care să poată să le modifice exact așa cum își dorește departamentul de SEO sau toți cei de la departamentul de marketing. Cel mai important, după cum am spus acolo, este practic această echipă de programatori care ar fi bine să fie de top. Adică să nu vă spună, să nu vină programatorul să spună, nu se poate face acest lucru, nu putem să modificăm titlul, nu ia prea mult timp, structura asta mi-a dat totul peste cap. Omul normal, un programator bun, nu este cel care spune că nu se poate face, ci îți dă, eu știu, să zicem, un deadline pentru modificările pe care le ceri. Care sunt totuși platformele de evitat? Aș spune că modulul de e-commerce de la Joomla, și Joomla în general, oferă destul de multe probleme pentru cei care vor să-și dezvolte un magazin e-commerce, și atunci ar fi, eu știu, de evitat. Evident că dacă aveți anumiți programatori de top și care cunosc Joomla foarte bine și pot face toate lucrurile pe care le-ar vrea, eu știu, un departament de SEO, ar putea să fie și asta o soluție. Dar, în general, cu Joomla treburile sunt destul de... merg destul de greu. A nevoie să ne spun. Următorul punct este unul pe care l-am mai evocat deja, și anume platformele care nu au documentație tehnică. O altă problemă ar mai fi la platformele care se updatează rar sau foarte des. Iarăși, există anumite platforme care la un update pur și simplu schimbă totul. Asta însemnând că site-ul are foarte mari șanse să pice și dacă nu există, eu știu, un backup, ne aflăm în fața unei probleme destul de delicate. Aici, în momentul în care a fost o platformă și față internațională pe care mi-am pus pe server, se face un update pe serverul platformei? de ce mi afectează mie, ce am dat, de ce trebuie să-i fac, să-i rijești la ultima persoană. Tocmai asta este ideea, că în general, într-o lume ideală, atunci când se face un update la o platformă, ar trebui ca toate site-urile să adapteze și să fie totul corect. Numai că în această ecuație mai intervine și partea de server, mai intervine și faptul că poate au fost făcute anumite modificări pe platforma respectivă, asta însemnând că platforma a fost modificată. Și fiind modificată, a, nu, poate n-am înțeles o întrebare. M-a dus eu mai departe. Deci care era? Da, corect. Numai că ideea e că nu numai platforma se updatează, se updatează protocoalele, se updatează bazele de date, se updatează serverele și una dintre lucruri ar putea să devină folosit pentru anumite platforme. Și asta înseamnă că dacă nu a fost făcut update-ul, pot să apară alte probleme. Ideal ar fi, evident, să fie folosită o platformă care, în acest stadiu sau în această variantă 3.2, să fie suficient de bună, astfel încât să nu peste, eu știu, câteva luni sau peste un an, doi, să facă site-uri să pice. Asta era ideea. Versiunea respectivă să fie suficient de bună și de asta spun că ar fi foarte bine să există parte de mentenanță. Adică să se explice, practic, cei care au făcut platforma să spună a apărut un nou update, ar fi bine să faceți update-ul sau ar fi bine doar să ne lăsați pe noi să aducem la zi platforma. Da? Am înțeles, din nou aș zice că asta se întâmplă. Am înțeles și asta, dar spun, într-o lume ideală, așa s-ar întâmpla lucrurile. Numai că uneori se întâmplă ca cei de la hosting, eu știu, să-și updateze serverul fără să spună sau să trimite doar un singur mail care intră în spam. Și atunci e o problemă pe care o puteai evita, tocmai pentru că exista, să zicem, un contract respectiv pe partea de mantenanță. Pentru cei care nu au serverul, și asta vreau să spun, că toate elementele, practic, ar trebui să fie corelate atunci când se alege o platformă e-commerce. Pentru că există anumite elemente care, atunci când se schimbă sau atunci când se updatează, pot să dea peste cap. Am înțeles. Ajungem la Spider-Man cel gras. Care vrea să reprezinte aici faptul că chiar și cele mai bune platforme despre care am vorbit mai devreme, platformele care sunt foarte bune pentru SEO, pot să aibă anumite probleme. Adică nu avem, eu știu, o platformă ideală, nu avem ceva care să ne ajute în toate lucrurile pe care am vrea să le facem noi online. Ceea ce se oglindește oarecum în această imagine prin faptul că chiar și Spider-Man poate să aibă anumite probleme și poate să nu mai funcționeze în statutul lui de supererou. Iar aici un studiu de caz ar fi Magento, nu știu dacă aveți experiență cu, eu știu, cu Magento sau dacă v-ați întâlnit cu ea, dar are destul de multe calități SEO-friendly. Deci ar putea să fie folosită, din nou, spun că pentru orice platformă, ideal este să aveți anumiți programatori care să nu vă spună că nu se poate face ceva. Adică vreți să modificați, eu știu, un anumit element sau vreți să modificați structura și să vă spună da, m-am uitat vreo săptămână și nu se poate face. Că în general ăsta nu este un răspuns onest. În mod normal, dacă un programator cunoaște destul de bine o platformă e-commerce, poate să facă modificările respective într-un anumit timp dat. Evident. În cât timp și asta ține din nou de cât de bun este programatorul respectiv. Și atunci, spre exemplu, și pe Magento, pe magazinele care folosesc această platformă, sunt destul de bune, sunt intuitive, dar apar anumite probleme care ar trebui, evident, să fie rezolvate și anume, ar fi, din punct de vedere SEO, redirecturile de la, eu știu, domeniul către subdomeniul principal, 301 de pe fișierele de index sau de home și paginația de produse. Asta ar fi anumite elemente de care trebuie să se țină cont. Pe lângă asta, ar mai fi multe alte elemente în condițiile în care, din nou, dacă ar fi să discutăm, este partea de hosting și avem, eu știu, nu avem un server dedicat, ci avem o firmă de hosting care nu își face treaba cum trebuie și atunci poate să apară foarte, foarte multe probleme cu Magento. Aceasta este recapitularea. N-ați avut multe întrebări. Pentru mine, prezentarea trebuia să fie ca un mic preambul, iar după aceea să vină oameni cu întrebări. Or, oamenii pleacă. Pleacă pentru că e vina noastră și nu au avut suficientă bere. Da, au fost domnului, avem o întrebare. Luăm o întrebare. Stai că vin să... Nu, da. Vin eu cu microfonul. Am rămas blocat la faptul că ai vorbit destul de rău despre Joomla și Bitcoin. Vreau să știu ce dovezi clare. Așteptam să fie un programator care să-mi spună. Am întâlnit programatorii de foarte mult timp cu Joomla și cu Bitcoin și momentan cu Joomla Shop, componenta nouă de pe Joomla, și eram curios ce lipsuri are. Păi, tocmai asta vreau să spun. Mă așteptam să fie un programator îndrăgostit, pentru că, în mod normal, platformele pe care le folosesc programatorii sunt platformele cele mai bune și vor spune platforma pe care o folosesc eu pot să fac orice vreau în ea. Și asta spuneam. Dacă tu ești suficient de bun astfel încât să faci toate modificările pe care le va vrea un consultant SEO, poate să meargă și Joomla. Dar îți spun că... Nu, problema mea, spre exemplu, în exemplu ăsta cu Joomla, obstacolele pe care le-am întâlnit, să zicem, ar fi că în acel modul de e-commerce nu este așa de manevrabil. La un volum foarte mare de produse începe să dea kick-uri. Și, Florin, spre exemplu, îmi cer scuze că te întrerup, e brutal și agresiv așa. Vreau să zic, zic că putem să continuăm asta la masă cu head-to-head, așa, one-to-one cu bere și să îi explici care au fost provocările tale cu Joomla și dacă vreți intervin și eu și vă spun că acum 9 ani, prima dată, primul CMS pe care am început să lucrez a fost Joomla și Mambo. Și nu știu acum dacă a evoluat Mambo, probabil că da. Avea o interfață Joomla, Dumnezeule, cu module, era groaznic. Și Mambo, mai rău. Deci era, acum sunt sigur că au evoluat și... Da? Mambo, da, păi... Toate n-am știut modificările. Toate arată foarte bine, până când vrei să le modifici cum vrei tu. Am înțeles. Mambo a ajuns la versiunea numărul 5. Mambo numărul 5. Am înțeles. Ok, deci mergeți voi și continuați discuția. Ok, mulțumesc, o să discutăm despre Joomla. Mulțumim, Florin! Mulțumesc mult, Florin, mulțumesc mult, Olivia, mulțumesc mult, Cosmin, mulțumesc mult, Horia. Mulțumesc și vouă pentru că ați fost prezenți la cea de-a 60-a ediție, Lumea SEO PPC. Nu uitați să ne scrieți review-urile voastre prin comentarii, să spuneți pe Facebook de faptul că ați ajuns și cum v-a plăcut sau nu v-a plăcut. Și mulțumim de asemenea sponsorilor, Club Prometheus. Vă mulțumim pentru că vom veni și data viitoare la Club Prometheus, dacă ne mai primesc. Mulțumim Web Digital, două parale, Digital IQ, SIGMANET, TRAFIC.RO, SEMRO, SPAGO PIZZA și SEO MONITOR. Și vă mulțumesc încă o dată și vouă pentru că ați avut bunăvoința să răspundeți la întrebările din chestionarul care a mers pe aici. Vă mulțumesc mult! O seară bună!